Urmează știrile Smile FM cu Sorin Popliuc. Epuizați după primul maraton al vaccinării, Vasluiul nu mai are medici dispuși să facă voluntariat. Municipiul Vaslui nu are medici dispuși să mai participe și la alte maratoane de vaccinare. Dacă la centrele de vaccinare cadrele medicale sunt plătite, activitatea în timpul maratoanelor se desfășoară exclusiv în baza voluntariatului. Cum Vasluiul are majoritatea medicilor navetiști, un nou maraton de vaccinare este foarte dificil de organizat. La prima acțiune de acest gen din municipiul Vaslui au fost vaccinate 874 de persoane. Chiar dacă aceste inițiative ar crește semnificativ numărul populației vaccinate de la nivel local, implicarea cadrelor medicale face ca astfel de maratoane să nu mai poată fi organizate. Mircea Gologan, subprefectul județului Vaslui, a precizat că lipsește dorința cadrelor medicale să facă voluntariat pentru a mai organiza astfel de maratoane de vaccinare. Război la Băcești din cauza Claudiei, o tânără pirandă amorezată de un puști năzdrăvan, jumătate român, jumătate rom. În urma violențelor de la Băcești dintre clanurile de rom, Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui a luat decizia înființării zonei speciale de siguranță publică, care se traduce prin suplimentarea forțelor de ordine în acel areal, dar și a unor măsuri cum ar fi limitarea sau interzicerea consumului de băuturi alcoolice și identificarea tuturor persoanelor care au săvârșit infracțiuni sau contravenții. Până aseară nu se luase încă nicio măsură preventivă împotriva persoanelor care au participat la violențe și se fac cercetări în continuare cu privire la săvârșirea mai multor infracțiuni. Cel mai probabil în zilele care urmează polițiștii vor finaliza ancheta preliminară și vor trimite în fața procurorilor persoane vinovate de escaladarea conflictului de la Băcești. Conform martorilor, mărul discordiei dintre clanurile de romi a fost necinstirea Claudiei, o fată năzdrăvană care aparține de clanul romilor din Murgeni, de care amorezul din Băcești, un puști de 14 ani, jumătate român, jumătate rom. Culmea este că tânăra are rădăcini tot în Băcești, unde locuiesc majoritatea rudelor sale. Ea fusese juruită unui rom din Murgeni, care însă nu a mai luat-o de soție pe motiv că nu ar fi prea cuminte. Astfel se explică cum prințișorul de la Băcești traversa tot județul pentru a se duce la iubirea vieții lui, stârnind furia rivalilor. Numai că rudele așa zisului logodnic au pus mâna pe el, l-au sechestrat și l-au adus în fața saborului pentru judecata țigănească. Cum nu s-a ajuns la nicio decizie, totul a degenerat într-un scandal cu înjunghieri, distrugeri și agitație. Specific etniei, sau cum spun aceștia, au făcut vărsare de sânge pentru a se sparge beleaua. Și beleaua s-a spart. Trei victime au ajuns la spital și toate din familia băiatului. Un frate de-ai bunicului acestuia a ajuns în stare gravă fiind tăiat cu sabia, iar rana este destul de adâncă. Conducerea Consiliului Județean Vaslui promite că va asfalta drumul județean 248A din Todirești până la limita județului Iași. În următoarele luni vor demara lucrările de turnare a covorului asfaltic pe drumul județean 248A pe raza comunei Todirești. Ciprian Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, a precizat că se va turna primul strat de asfalt pe ambele sensuri ale drumului. În prezent, sectorul de drum este pregătit pentru turnarea de covor asfaltic, fiind pus balastru și piatră spartă. Tronsonul de drum are o lungime de 9,85 km, investiția fiind finanțată prin PNDL2. Tot mai mulți elevi din județ participă fizic la ore. Pentru că în ultimul timp rata infectărilor COVID-19 din majoritatea UAT-urilor din județ a scăzut sub 1 la 1000 de locuitori, începând de astăzi vor funcționa după scenariul verde și școlile și grădinițele din orașul Negrești și din comunele Băcani, Ivești, Pochidia, Poienești, Pungești și Rebricea. Adică toți preșcolarii și elevii vor participa fizic la ore cu respectarea tuturor normelor de protecție. Totodată autoritățile județene au stabilit vineri că unitățile școlare din comunele Coroiești și Iepureni să treacă din scenariul verde în cel galben. Schele prăbușite peste mașini în Vaslui. Mai multe schele montate pentru renovarea unui bar din municipiul Vaslui au căzut duminică după amiază peste mai multe autoturisme, provocând avarii serioase. Incidentul care a avut loc lângă sensul geratoriu de la Icil ar fi putut avea urmări deosebit de grave dacă prin zonă se aflau pietoni. Din fericire, în momentul în care mormanul de fiare s-a prăbușit, nicio persoană nu circula pe trotuarul din apropiere. Evenimentul este cu atât mai inexplicabil, cu cât toată ziua de duminică nu a fost nicio adiere de vânt care ar fi putut dezechilibra schelele. La fața locului au ajuns mai multe echipaje ale poliției locale care au demarat verificări pentru a vedea dacă firma respectivă avea sau nu autorizație de la primăria Vaslui. Pe fir au intrat și inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, dar și poliția, care a întocmit un dosar pentru distrugere.
Decizie controversată. Noua conducere a Inspectoratului Școlar Județean a cerut eliminarea de pe pereții instituției a fotografiilor cu cele mai importante activități ale elevilor vaslueni din ultimii 10 ani. O decizie de neînțeles a noii conduceri a Inspectoratului Școlar Județean Vaslui a stârnit controverse în rândul cadrelor didactice și ale unor angajați ai instituției. Peste noapte, de pe pereții sediului ISJ au dispărut 10 de diplome și fotografii de la cele mai importante evenimente derulate de elevii vaslueni în ultimii ani. Este vorba despre imagini cu cei mai meritoși elevi și cadre didactice din județul Vaslui, surprinși în activități reprezentative pentru învățământul județean, festivaluri, concursuri, olimpiade și altele. Nu se știe motivul pentru care conducerea ISJ a preferat eliminarea colajelor foto. Sunt voci care susțin că gestul este unul pur politic, întrucât ideea de decorare a sediului instituției în acest mod a aparținut fostului inspector general Gabriela Plăcintă, care apărea de altfel în câteva fotografii. Lucrările de la Centrul Cultural Județean Vaslui ar putea reîncepe în maxim 2 luni. Lucrările la proiectul Reparații Capitare și Refuncționalizarea Casei Armatei Vaslui, Centrul Cultural Județean Multifuncțional, ar putea începe în circa 2 luni. În prezent, Consiliul Județean Vaslui lucrează la documentația privind investiția de la fosta Casă Armatei. După ce contractul cu firma care a realizat o parte din lucrări a fost reziliat la sfârșitul anului trecut, acum proiectul este pregătit pentru o nouă licitație. Ciprian Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, a spus că la această dată 60% din proiect este deja realizat. Într-un moment de disperare, un bărbat de 61 de ani din satul Docani, comuna Vinderei, și-a dat foc la propria casă după ce a încercat să-și pună capăt zilelor. Grozăvia s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, când detașamentul de pompieri Bârlad a fost alertat că o casă din Docani este în flăcări. În scurt timp, la fața locului s-au deplasat 2 auto speciale de stingere cu apă și o ambulanță Smurd tip B2. După aproximativ 1 oră și jumătate, incendiul a fost lichidat în limitele găsite. Au ars aproximativ 60 de metri pătrați de acoperiș din tablă pe astereală din lemn, 4 uși, 5 ferestre, diverse piese de mobilier, produse textile și documente. S-au degradat aproximativ 20 de metri pătrați de acoperiș. Din câte se pare, bărbatul locuia singur, trecea printr-o depresie și în ultimul timp ar fi afirmat către diversi cunoscuți că intenționează să-și dea foc propriei case, după care se va sinucide. Sâmbătă noaptea spre duminică se pare că a trecut la fapte și și-a incendiat locuința, după care a încercat să-și taie gâtul cu ajutorul unui abric. Din fericire, suicidul nu i-a reușit, fiind salvat de echipajele de intervenție sosite la fața locului. În cursul zilei de ieri a fost transportat la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe radioul numărul 1 din județul Vaslui, pe 93,2 MHz, pe www.smilefm.ro și pe Media TV Bârlad. Smile FM.